Trei licee din județul Gorj au obținut 172.000 de euro prin proiectul european Erasmus. 10 de elevi din aceste licee vor merge în Germania și Polonia pentru a-și efectua stagiul de practică. Conducerea liceului din Peștișani împreună cu liceul din Bustuchin și liceul din Baia de Fier au câștigat 172.000 de euro, bani cu care un număr de 60 de copii din cele trei licee vor merge câte 3 săptămâni de zile și vor face stagiile de practică la instituții din Germania și din Polonia. Fiind vorba de licee cu profil tehnic, elevii vor efectua practica în domeniile electronică și mecanică. Criteriile de selecție a celor 60 de elevi vor fi mediile și nivelul de cunoaștere a limbii engleze. Proiectul se va desfășura pe durata 24 de luni, începând cu 1 noiembrie 2014, finalizându-se la 30 octombrie 2016. Un grup de 60 de elevi vor pleca în Germania și în Polonia pentru efectuarea stagiilor de practică. Colaborarea cu cele două țări este una mai veche, astfel de proiecte fiind derulate de Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș din Peștișani și în anii trecuți.